Povestea de dragoste dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu a ținut primele pagini ale ziarelor, mai ales după ce au ales să-și separe drumurile. Cei doi au trăit o iubire pătimașă, iar multe dintre momentele tensionate ale relației lor au ieșit abia acum la iveală. În cuplul Ramona Olaru și Cătălin Cazacu și-a făcut intrarea la un moment dat o femeie pe nume Elena, care potrivit surselor cancan.ro își câștigă existența din videochat. Pe parcurs, relația dintre asistenta TV și celebrul motociclist a început să scârție, iar ulterior, după mai multe împăcări și despărțiri, asistenta de la Neața și Răzvan și Dani a decis să rupă logodna. Sursele bine informate ale publicației noastre susțin că Elena, amanta lui Cătălin Cazacu, a afișat în fața acestuia o imagine de femeie cu minte și iubitoare. Tânăra a sperat până în ultimul moment că prezentatorul de la Antena Star s-o s-o părăsească pe Ramona și o să oficializeze relația cu ea. Însă, după un timp, ironia sorții a făcut ca bărbatul să dea peste câteva filmări cu Elena în timp ce își făcea de cap în fața unui monitor. Se pare că acela a fost momentul în care Cazacu a hotărât să schimbe placa și să folosească ceea ce a descoperit în favoarea lui. Acesta ar fi profitat de Elena din punct de vedere financiar, chiar dacă încă se iubea cu Ramona Olaru. Mai mult, în perioada în care Cătălin Cazacu forma încă un cuplu cu Ramona, acesta se întâlnea pe ascuns cu Elena. Femeia plângea adesea în fața lui și îl amenința că își va pune capăt zilelor dacă o va părăsi. Nefiind dornic de a forma o relație în adevărat sens al cuvântului cu ea, se întâmpla ca motociclistul să o respingă pe Elena. Însă aceasta știa foarte bine ce butoane să apese. Butoane la propriu, pentru că făcea transferuri către Cazacu pe Revolut și astfel reușea să-l mai înduplece pentru o perioadă. Se pare că motociclistul nu s-a despărțit de tânără nici după ce Ramona l-a părăsit, fiind și acum împreună. Totuși, actuala amantă a acestuia ar mai avea un iubit neamț destul de înaintat în vârstă, care i-ar fi cumpărat un apartament în capitală și care îi asigură o viață de lux de câțiva ani. Deși Cătălin Cazacu nu o recunoaște ca iubită oficială, cei doi au petrecut Paștele împreună într-o stațiune din România, unde au plecat cu o adevărată bijuterie pe patru roți. Mai exact, un Porsche pe care Elena l-a primit cadou de la bărbatul neamț. Dar asta nu e tot. Telenovela dintre Cătălin Cazacu, amanta Elena și Ramona Olaru pare că nu are sfârșit. Alte detalii șocante au ieșit la iveală despre perioada de logodnă a motociclistului cu asistenta TV. Așadar, pe vremea când erau împreună și plănuiau să ajungă în fața altarului, Ramona a aflat că logodnicul ei ținea legătura cu această femeie. Iar sursele cancan.ro susțin că atunci prezentatorul și-a asigurat iubita că amanta a dispărut definitiv din relație. Lor. Blondina l-a crezut, însă ulterior și-a dat seama că totul a fost doar o minciună. Într-o seară, aceasta s-a întors în apartamentul în care locuia cu partenerul ei mai devreme decât trebuia, moment în care i-a prins pe cei doi în fapt. Ramona s-a simțit complet dărâmată și a început să-și strângă lucrurile din casă, ulterior părăsind locuința și continuându-și viața departe de cel care a trădat-o.